regăsit, stimate și stimați telespectatori, la o nouă ediție a serialului de televiziune dedicat istoriei Universității din Craiova, o galerie a personalităților Universității din Craiova prin mărturisiri la cald, adică emoțional, așa cum ne dorim pentru a reconstitui o istorie afectivă, dar și în reperele esențiale, o istorie a acestei instituții academice. Suntem într-o sală extrem de generoasă, sala oglinzilor a Muzeului de Artă Jean Mihail din Craiova. Mulțumim gazdelor pentru că ne-au oferit posibilitatea să redăm prin imagini o istorie a acestei instituții culturale. Este o sală generoasă unde l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Paul Rezanu, cel care în această sală, timp de un deceniu și jumătate, a susținut cursuri la Facultatea de Teologie a Universității din Craiova. Fiți binevenit la emisiune și a spune acasă la dumneavoastră, domnule Paul Rezanu. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să spun de la început însă că sunt craiovean prin adopțiune. De vreo 50 de ani. Anul acesta împlinesc 50 de ani. Am venit deci la Craiova în 1966 prin concurs cercetător științific în istoria artelor la Academie, după care în 1970 am trecut director al acestui muzeu, unde am fost 34 de ani. 34 de ani, o viață de om, dar și o viață de cercetător, pentru că în toți acești ani ați scris multe cărți de critică și istoria artei, aveți peste 40 de cataloage ale expozițiilor de artă care au fost găzduite de această instituție de cultură craioveană și peste 30 de cărți. Asta vreau să remarc, faptul că aceste 30 de volume înseamnă etape de cercetare pe câteva teme esențiale pe care vi le-ați formulat ca ținte de cercetare și le-ați urmărit decenii. Istoria artelor plastice în Oltenia este un proiect la care ați lucrat chiar decenii, domnule Paul Rezanu. Da, toată viața m-am ocupat de istoria artelor plastice, mai ales în Oltenia. Plopșor, când am fost angajat la institutul său, mi-a oferit să mă ocup despre orice istorie artelor. Vreau să mă ocup de istoria artei chineze, ești liber băiatule, sau mai știu ce. Nu, am ales un domeniu practic, un domeniu în care nimeni nu și-a plecase privirile. Artele plastice în Oltenia. Poate de aici această apetență a dumneavoastră pentru predarea istoriei artei la Universitatea din Craiova. Facultatea de Teologie v-a invitat să fiți întâi conferențiar, apoi profesor universitar și iată-vă, după un deceniu și jumătate de activitate la universitate, că puteți să vă mândriți că ați predat la universitate, dar paradoxal, aici, în această sală. De aceea am și vrut să facem filmarea în această sală. Aș vrea să vă spun însă că înainte de a fi profesor la Facultatea de Teologie, 5 ani de zile am predat la universitate istoria românilor. După 1977 se introducese în toate facultățile din România curs de istoria patriei. Și am fost profesor la medicină, la automatică, la horticultură, la diferite facultăți, 5 ani de zile, după aceea mi-am văzut de treabă. Eu vreau să vă spun de la capul locului că l-am cunoscut și am fost apropiat de mitropolitul Firmilian, apoi de mitropolitul și mai târziu patriar Teoptist, după care a venit mitropolit Nestor Vornicescu, Teofan. Pe vremea mitropolitului Nestor Vornicescu s-a înființat Facultatea de Teologie din Craiova. Din păcate, duceau lipsă normală de cadre. Și ajunseseră într-un impas. Primul impas a fost
cursul de istorie a artelor. Un curs foarte important pentru facultatea de teologie. După ce și-au dat seama că n-au nici profesori de Bizanț, de istoria și spiritualitatea bizantină. L-a rugat pe episcopul Damaschin să vadă dacă accept să abordez aceste cursuri. Și în 94, în semestru 2, am început să predau cursul de istorie a artei. De fapt, se intitula Istoria artei creștine. Era firesc pentru că era un mediu teologic. De teologie. Așa. Din toamnă nu aveau profesor nici la Bizanț. M-a rugat să fiu atent dacă preiau și cursul respectiv. Am preluat. Mi s-a scos postul de conferențiar la concurs. La concurs, la comisie, șeful comisiei a fost profesorul academicianul Virgil Cândea. Cândea. Mi-a cerut mai înainte să vadă ce am scris, cu ce mă ocup și nu știu mai. Mă știa, mă cunoștea. Dar din curiozitate a luat să vadă. Și când m-am dus la dânsul pentru, mă rog, referatul respectiv și celelalte, foarte supărat așa. De ce conferențiar și nu profesor? Pentru că după ce că nu au profesori, nu au oameni cu pregătire, așa, să încep cu conferențiar. În sfârșit și bine, acum au scos postul de conferențiar, ăsta rămâne. Cu condiția de o pun de la capul lui, ca în anul următor, să scoată postul de profesor. Aveați toate criteriile îndeplinite, aveați volume de cercetare, aveați articole publicate în țară și străinătate. Pe atunci condiția era foarte clară. 4 cărți în specialitate, 40 de articole în reviste de specialitate, plus celelalte. Eu le îndeplineam cu brio pe toate. A fost o ardere a etapelor rapidă și era firesc pentru că veneați cu experiență de cercetare de la Institutul Academiei Române, o viață întreagă. Deci nu făceați decât să echivalați, în fapt, cercetarea dumneavoastră din mediul academic în mediul universitar. Dar întrebarea indiscretă este cum primeau studenții, tinerii teologi, aceste cursuri, da. Pentru că, în general, toate aceste istorii sunt atractive, dar în momentul în care li se cere să învețe repere clare, să expliciteze perioade, mai ales în domeniul artelor, intervine dificultatea, lipsa limbajului de specialitate, preocupările lor de altă natură. Da, e cu totul altceva, este un alt domeniu. Vreau să vă spun că atât în istoria artelor, cât și în istoria Bizanțului, în țară, era o criză foarte mare de profesori, erau extrem de puțini. Inclusiv Facultatea de Teologie din București avea în fiecare an alt profesor pe cine prindea, ruga să țină curs. Deci nu. La Bizanț era mai simplu, la București aveau pe cineva și poate revin asupra acestui lucru, dar știam, la Cluj, la Iași, așa, nu aveau profesor practic. Mai rar, așa, se poate să prindă pe cineva care să fie specialist în istoria artelor. Bun, am dat concursul, mi-am pregătit cursul, să spunem, cel de istoria artelor de la început. Eu am avut o șansă nemaipomenită. În călătoriile pe care eu le-am făcut și în toată Europa, în afară de Albania n-am fost, am fost ca baba la muzeu, neavând bani de regulă, am cumpărat ilustrate și cărți. Cu asta mă alegeam. Și din ilustratele și cărțile respective, normal că foarte multe erau monumente de, mă rog, catedrale, biserici, domuri, așa, sau tablouri cu teme religioase. Mi-a fost foarte simplu. Așa v-ați făcut un fond documentar. Așa. M-a avantajat lucrul acesta. Pe atunci făceau diapozitive. Făceam diapozitive și în această sală le proiectam studenților de la pastorală, teologie pastorală. 40 de studenți erau și erau
tot vreo 40, parcă la fără frecvență. Mai ce se întâmplă? Cursul era foarte frumos, foarte interesant, așa. Dar ei erau neobișnuiți cu așa ceva. Era un obiect foarte greu, enorm de greu. Așa. Să țină ei minte, eu știu, biserici, catedrale, când au fost construite, sau tablouri de X, de Y, așa. Inclusiv renaștere. Ei aveau o cultură axată pe altceva. Aici era cu totul altceva. Ați reușit să le catalizați interesul? Da, și le spuneam adesea. Zic, bă, băieți, o să treacă ani și o să ajungeți și voi. Așa să ajungeți, eu știu, pe aici. Eu știu, prin Italia, prin Franța, prin Spania, prin Germania, prin Grecia, prin nu știu pe unde. Ei erau sceptici, nu credeau unul, deși erau la teologie. Nu credeau unul ca să... că se va întâmpla lucrul acesta. Întâmplarea a făcut să mă întâlnesc peste ani de zile cu fost studenți și mi-aduc aminte unul, spune, domnule profesor, tot ce ne-ați povestit dumneavoastră la curs, acum călătoresc prin Europa, avea el un post într-adevăr care umbla prin Europa și mă duc să văd ceea ce dumneavoastră le explicați la cursuri. Dar în general vreau să spun că la teologie studenții, eu știu, după 90, știți că a scăzut relativ nivelul lor de pregătire. Din 40 de studenți, 4-5 erau foarte buni, puteam cu ei să lucrez oricum aș fi dorit, deci studenți foarte, foarte buni, 4-5 buni, în restul era o masă relativ mediocră. N-aveau preocupări de genul acesta. Bun, asta era la istoria artelor, la istoria artei creștine, chiar pe care ei ar fi trebuit să intereseze, dar ei erau obișnuiți cu altceva. Cât despre istoria Bizanțului, de fapt se intitula cursul Istoria și spiritualitatea Bizanțului, acolo era și mai greu. Eu mi-am structurat, de exemplu, cursul de Bizanț pe trei părți. Primul, istorie. A doua parte era cultură, artă. Și al treilea, teologie. Deci, al treilea parte mai mergea pe profilul specificul lor. Da, specificul lor. Pe când primele două erau mai greu, deci era așa de interesante și lucrurile și ce lume, ce viață a putut să fie în imperiul acesta bizantin. Pasionant, pur și simplu. O lume incredibilă, la un moment dat, net superioară a cursului Europei. Apoi, după ce Constantinopolul a căzut și așa au plecat elitele spre vest, spre Italia sau alte părți, a apărut renașterea. Păi renașterea n-ar fi apărut fără lumea bizantină să fie. Ați avut o argumentație susținută, i-ați determinat până la urmă. Eu aș dori să vă pun o întrebare ușor personală. Cum ați reușit, că sunt convinsă că ați reușit, să strecurați în cursurile dumneavoastră de istoria artelor, de istoria Bizanțului, temele dumneavoastră de cercetare de care erați foarte atașat? Brâncuș, spre exemplu, este un subiect foarte dorit de dumneavoastră și toate cărțile pe care le-ați scos au însemnat evenimente editoriale. Sunteți socotit și pe bună dreptate un mare brâncușolog. Firesc că sunteți într-o galerie de brâncușologi, bucuria este să-i regăsim olteni, dar dumneavoastră ați oferit lumii academice volumele care restituie îndate viața lui Brâncuș și interpretarea operei brâncușiene. Cum ați reușit să strecurați? La cursurile de istoria Bizanțului nu aveam cum să introduc eu Brâncuș. La istoria artelor, care era de fapt a artei creștine, nu puteam să introduc Brâncuș. Brâncuș a fost
un hobby al meu, să zic așa. De fapt, când am fost la Academie, l-am avut chiar subalter pe veche paleolog. Eu îi semnam raportul de activitate lunar ca să-și ia salariul, însă având o situație, să zicem, aparte. Dar eu mi-am continuat preocupările de istoria artelor la muzeu și Brâncu, să zic, în mod deosebit. Și reamintesc așa că am făcut două expoziții Brâncuș în 1976, așa, la București și aici, și în 1990 și la Londra, la Galeria Gagosian. Am participat de asemenea la organizarea altor expoziții, între care cele două mari, cele mai mari retrospective Brâncuș care au fost vreodată. La Paris, în prima parte a anului, 1995, și după aceea la Philadelphia, în partea a doua a anului 1995. Eu am avut prilejul să văd, aș putea să spun, peste 90% din opera lui Brâncuș, în Europa și în America. Eu am citit de-a lungul anului mii și mii de pagini, numai Dumnezeu știe cât am citit, și am urmărit, așa. Am cunoscut pe toți marii specialiști ai lumii în Brâncuș. În sfârșit, adică sunt multe de spus. De exemplu, în cartea aceasta, eu am scris numai carte științifică, să fie clar. În cartea aceasta, care are peste 700 de pagini, Brâncuș, tatăl nostru, așa am intitulat-o, pentru că Brâncuș nu-i numai român, este al lumii întregi. Are peste 1200 de note, iar la bibliografie selectivă nu menționez decât peste 900 de titluri, pe care eu le-am parcurs. Întâmplarea a făcut ca la un moment dat să am și curiozitatea să văd. Ia, domnule, a afirmat nu știu ce. Și m-am apucat să verific și am constatat de foarte multe ori că afirmațiile respective nu aveau acoperire. Nu erau adevărate. Și așa ați corijat multe din informațiile care circulau și creau chiar mituri despre viața și creația lui Brâncuș. Să consult Arhiva Brâncuș. După 2001 s-a permis ușor, ușor, așa, accesul la Arhiva Brâncuș, care a fost ținută la familia Natalia Dumitrescu, Alexandru Istrate, și puțin s-a umblat în ea. Și, ei bine, Arhiva Brâncuș are conține, are, eu știu, poate 10.000 de pagini, dar unele, nu fără valoare, să zicem, chitanțe de lumină electrică, tot, păstrat tot. Da, pe mine m-a interesat corespondența lui. A, primea o scrisoare, când îi făcea răspunsul, Brâncuș își păstra ciorna cu răspunsul. Dar cel mai valoros lucru care l-am întâlnit a fost faptul că trei autobiografii scrise de Brâncuș s-au găsit în arhiva personală. Le-ați publicat? Sunt publicate, da, sigur, da. Mi-a luat altcineva înainte cu publicarea lor, să zicem așa, da? Eu le-am consultat, partea bună era că eu eram de aici, de la Craiova, pe când cei care prima dată le-au publicat le-au încurcat la rândul lor, pentru că nu știau nici Craiova și nici lumea românească, să zic așa. Le-au mai încurcat, așa. Brâncuș cu scrisul lui, cu ștersători, cu nu știu, o serie de lucruri. Bine, s-au dat peste cap atâtea și atâtea lucruri, așa. Dom'le, am venit, eu știu, în luna martie 1889 la Craiova, pe la bariera Severinului. Am făcut, am stat la cutare, am mers la cutare, toată lumea a făcut mult, s-a pus o placă memorială. Aici a fost restaurantul fraților Spirtaru. De unde Spirtaru? Nu mi-a amintit nicăieri numele lui Spirtaru. Domnule Brâncuș a plecat la Paris, pe jos. De unde se plece pe jos? A plecat cu trenul și a plecat la München. Și îmbrăcat, asta m-a și surprins așa. Pleacă la Paris îmbrăcat turist german.
E, hai să fim serioși. Chiar nimeni n-a avut, eu știu, capacitatea să observe. Să că aici nu se leagă, domnule, nu se poate. Și domnule profesor, da, domnule profesor Paul Rezeanu, ne întoarcem la locul unde filmăm. Sunt niște cadre extraordinare. Dumneavoastră ați explicitat detaliile de istorie a acestei clădiri de multe ori în deceniile în care ați fost directorul muzeului. Da, am publicat 5 ghiduri ale muzeului. Da, și care au rămas. Acelea sunt care, fundamentale. Deci toată istoria palatului. Spuneați că în această sală a oglinzilor au fost semnate două tratate de pace. Da, două tratate de pace s-au încheiat. În 1939, pe 7 septembrie, noi am pierdut aici cadrilaterul, Bulgaria. Acesta este locul în care s-a semnat documentul. Da, aici s-a semnat tratatul respectiv. Și al doilea? Și apoi, al doilea a fost în 1944, între Bulgaria și Iugoslavia, și Armata Populară Bulgară a trecut de partea aliaților și au contribuit la eliberarea Belgradului. Belgradul, care operațiunile de eliberare au fost conduse aici de la Craiova de Tito, care era incognito. Și, mă rog, sunt lucruri care nu se aprau știu și nu se știu nici astăzi, să zicem așa, dar Tito, după o ceartă cumplită cu Stalin la Moscova, a obținut ceea ce a dorit. Belgradul a fost singurul oraș eliberat de Armata Națională, deci de sârbi. În rest, chipurile, alții luptau și venea armata sovietică eliberatoare. Începând cu Budapesta, ce și București spuneau să elibera de armata sovietică. Dar de unde? Cum vă spun? Nu era nimic. Domnule profesor, o țintă a acestui serial de televiziune este aceea de a demonstra că personalitățile didactice au fost personalități ale vremii domnilor lor, că au cunoscut la rândul mari personalități naționale și internaționale, că au stabilit relații de colaborare și știu că aveți o arhivă de fotografie impresionantă cu imagini care, într-adevăr, povestesc despre istoria acestor locuri, dar și despre legăturile dumneavoastră speciale. Să începem cu un subiect care este chiar de actualitate. Iulie 1998 am avut la Craiova vizita regelui Mihai I. Eu organizasem atunci expoziția retrospectivă Eustațiu Stoinescu. Cu ajutorul mitropolitului Nestor, făcusem și un tedeum la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, lucru care nimeni nu mai făcuse așa ceva. Și a venit regele să puse în program 20 de minute. E, dimineața am stat 2 ore. În cele 2 ore i-ați arătat și sărutul lui Brâncuș? Da, bineînțeles, iată dovada. Și celelalte. Și am stat de vorbă omenește ca doi oameni absolut. Chiar că atunci cineva mi-a suflat în spate, să zic așa, de la egal la egal, amical. Și după amiază, din nou am stat de vorbă cu dânsul 2 ore. A scris vreodată aceste impresii în urma dialogului cu regele Mihai? Am publicat într-o carte, să zic așa, cu vista regelui, Craiova amintirile orașului. Da. Pentru că aceste mici detalii, dacă vreți, de istorie locală, au o importanță extraordinară peste timp. Ne reîntoarcem la ele de câte ori se reconstituie istoria unui loc sau unui timp. Și ați avut asemenea întâlniri și, poate nu întâmplător, președintele României, dorind a răsplăti meritele domnului Paul Rezeanu, istoric de artă, directorul Muzeului de Artă Craiova, județul Dolj, pentru meritele deosebite în descoperirea, protejarea, conservarea, restaurarea și valorificarea expozițională a bunurilor din patrimoniul cultural național, conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer
Gata, vă mulțumesc, gata, ajunge. Este textul original, l-am dorit în felul acesta să-l lecturăm și... Nu știu, în Craiova nu are nimeni așa ceva, după câte știu eu. Sunteți unic deținător al Ordinului de Cavaler, sunteți un cavaler. Nu, ofițer. Sunteți deja ofițer. 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 Da. Ce importanță au aceste recunoașteri la răstimpuri, domnule profesor? Vă întreb pentru că o problemă esențială pentru tânăra generație este faptul că se așteaptă mult prea mult timp până să fie recunoscute niște rezultate și această atitudine de tărăgânare uneori induce o stare de debusolare, de deznădejde că degeaba faci nimic, nu se concretizează și societatea nu te apreciază pentru efort. Nu, niciun fel de beneficiu material. Ca de altfel și cu, eu știu, cetățean de onoare al Craiovei. Cetățean de onoare al Craiovei. Da. Da. Absolut. Este o galerie impresionantă și suntem bucuroși că mulți universitari fac parte din această galerie a cetățenilor de onoare. Este o recunoaștere publică, este adevărat. Singurile care eu știu mai există cu beneficiu sunt anumite premii. De exemplu, eu am primit premiul Fundației Marcel Guguianu, un Oscar al artelor plastice românești, care constă într-o statuietă din bronz făcută de maestrul Marcel Guguian. Da, asta zic. Dar celelalte sunt absolut morale, sunt absolut... Așa, există și o glumă, dacă primești un ordin de genul acesta, ai dreptul la mormântare să cânte gratis orchestra militară. Fanfara militară. Da. La care nu mai este, nu mai există și nici nu se practică. Există. Există. Există și momentele acelea. Da. Ce vreau eu să vă spun. Eu țineam discursurile. Studenții aveau prilejul să plimbe prin muzeu. Să vadă. De fapt, am făcut cu ei și turul muzeului cu ghidaj. E bine, oamenii aceștia au rămas pentru toată viața cu amintirea faptului că cele două cursuri ale lor de istoria artelor și de design se țineau aici, în Palatul Jean Mihail, țineau minte, mă rog, muzeul, galeria de artă europeană, galeria de artă românească și Brâncușiu. Au văzut de regulă, pentru prima oară, niște opere de Brâncuș. Așa. Se mai întâmpla să fie diferite expoziții străine. Bun. Veneau și ei, vedeau, aveau un contact cu lume. Contact pe care, în rest, ei aveau contactul cu biserica. Trebuia să meargă la biserică, acolo își făceau toată... Erau secvențe de seminar, domnule profesor, înțelegem. Cu explicitare pe viu a istoriei artelor. Aveam seminar decât la artă creștină. Și profitam de regulă să vadă. Vezi și rămâi cu ceva. Mă uit cu bucurie la un album pe care îl prețez foarte mult, Constantin Leca. Este o opera dumneavoastră care a fost foarte apreciată în istoria artelor plastice. Sunt câteva legende personale legate de acest album. Ați numărat plopii fără soț? Da. V-am provocat la am o mărturisire. Am și avut anul acesta o comunicare cu subiectul acesta. Da, toată lumea știe că pe lângă plopii fără soț sunt la Iași. Și că muza a fost Cleopatra Leca Poinar. Trebuie spus, Cleopatra Leca Poinaru s-a născut la Craiova, a trăit un timp de la Craiova, a trăit la București, n-a ajuns niciodată la Iași. Deci plopii n-aveau cum să fie la Iași. Plopii au fost la București, Piața Romană, pe locul unde este astăzi Academia de Științe Economice. Ultimul plop a fost tăiat în 1935. În privința aceasta este clar. Apoi, toți mari specialiști istorici literari au spus că eu știu muza, nu au contestat,
că era boită, că era grasă, că era planturoasă, că era nu știu. Băi, fraților, dar n-ați văzut-o niciunul, nici măcar într-o poză. Eu am găsit 5 fotografii, 5 tablouri făcute de tatăl său, în care o prezintă la diferite vârste pe Cleopatra Leca. Stând și judecând. Eminescu, pe care Nicolae Petrașcu îl descrie foarte bine și au fost prieteni și așa, spune despre el așa. A fost într-adevăr îndrăgostit. Dumnezeu, dar e logic, cum un poet ca Eminescu ar putea să fie îndrăgostit de nu știu cine. Trebuie să-i fie și asta pe o femeie frumoasă care îl impresionase. Eminescu spera chiar să căsătorească cu ea. Numai că ea nu l-a acceptat. L-a ținut la distanță. Este un fapt de istorie literară restituit, iată, de un critic de artă și în felul acesta știm unde au fost plopii fără soț și unde a fost și de unde provine și pasiunea lui Eminescu pentru familia Leca. Sunt multe lucruri interesante, așa că profesorul Piru mi-a și spus, noi toți istoricii literari am mers pe linia noastră. Tot întâmplător ai mers pe linia de istorie de artă. Ne-ai făcut prea cu chestia asta. Ai întors totul. Sunt detalii importante. Dar Leca a făcut, să știți, și pictură bisericească. A fost primul pictor bisericești, așa, al nostru, primul și cel mai important pentru epoca respectivă. Nu întâmplător v-am întrebat, da. Pentru că toate aceste, și așa am și început, că toate aceste cercetări ale dumneavoastră și-au găsit un loc în cursurile pe care le-ați predat, pentru că vrând nevrând ați ajuns la elementele esențiale de artă și ați ajuns și la Oltenia, ceea ce a dezvoltat un simț de mândrie al studenților, pentru că au constatat că spațiul Oltenia a fost un spațiu cultural dintotdeauna cu un mare creator de care lumea a ținut cont, lumea cea mare, nu numai lumea românească. Da, colțul acesta de țară cuprins între Dunăre, Carpați și Olt a dat țării în toate domeniile, aș putea să spun, mari personalități ale țării și nu numai ale țării. Personalități, valoare internațională. Eu totdeauna m-am ocupat, să zic așa, și am avut în atenție spațiul acesta. Și am adunat zeci de ani, aproape 50 de ani, am adunat material. Și pot să spun că rezultatul acestor cercetări sunt aceste două volume, Istoria Artelor Plastice în Oltenia, între 1800-2000, în care tot ce este artist plastic născut în Oltenia, tot ce este artist plastic care a trecut prin Oltenia și a lucrat ceva, eu i-am prins. Mai mult, toate clădirile, toate edificiile importante construite în cei 200 de ani. Arhitectul, cine a fost comanditarul și istoria ce s-a petrecut în ele. Tot ce este buț, statuie, monument ridicat pe pământul Olteniei, i-am prins și sunt în aceste două volume. Aceste două volume care au constituit și baza cursului dumneavoastră, adică o falie importantă din istoria artelor. N-ați intrat în zona. Păi puteam să mă ocup de Oltenia, că eu aveam, aveam Grecia, Italia, Franța, Anglia, și n-ați Germania. Strecurat niciodată detalii de artă românească? Că normal că mai aveam un... Am avut un curs de artă românească. Normal că m-am oprit la mănăstirile, nu numai din Oltenia, din toată țara, despre pictura ortodoxă. Vedeți? E o diferență pe care trebuie să o menționăm clar. Bun. În bisericile ortodoxe, pictura se face pe pereți. Este o pictură murală. În religia la religia catolică, bisericile, domurile,
catedralele și așa mai departe, nu se face pictură murală. Se fac tablouri, se pun statui în acestea. E o diferență foarte mare. Bun, realitatea mai este și alta. Că dacă lumea ortodoxă numără, să zicem, astfel la 200 și ceva de milioane de oameni, lumea catolică de cel puțin 5 ori, 6 ori este mai numeroasă. Domnule profesor... Și noi am fost ortodoxi, și nu numai români, și așa. Am fost la răscruce de vânturi. Așa s-a și spus că a fost punte între Orient și Occident. Au scăpat poate pe undeva, la Moscova, o serie de biserici, de catedrale, au scăpat așa, pe aici, pe acolo, la Kiev sau la Leningrad, mă rog, sau Sankt Petersburg, așa, dar vedeți că în partea asta, Atlanta, la noi, la sârbi, la greci, sunt alte dimensiuni, alte, inclusiv Constantinopolul sau Istanbulul, bun, a rămas cu cea mai valoroasă, să zic așa, catedrala Sfânta Sofia. Dar cum e și cum arată? Da, este impresionantă, este extraordinară. Dar poți să o pui alături de Vatican, poți să pui de Notre-Dame de Paris și așa mai departe. Vezi, sunt lucruri care... Bun, și lucrurile acestea, toate lucrurile acestea, desigur că impresiona pe studenți. Îi punea în contact cu o lume pe care ei n-aveau de unde să știe. Mă rog, acum este televiziunea, internetul, Google, ce doriți dumneavoastră, află. Dar acum 20 de ani... Experiența personală, cercetările dumneavoastră au constituit într-adevăr factor de atracție pentru cursurile pe care le-ați predat și viitorii teologi au știut să fructifice experiența directă cu dumneavoastră și n-au uitat nici acest spațiu mirific, un spațiu extraordinar, sala oglinzilor, aici unde s-au derulat cursurile și seminariile și cu ei. Și nici pe mine nu m-a uitat. Și sunteți element de identificare cu acest spațiu, domnule Paul Drezeanu. Pe unde merg? Rare ori merg și eu pe undeva, pe la țară sau prin alte părți, așa, mai ales în Oltenia, vin preoții și domnul profesor mi-a fost profesor. Da. Sunt amintiri frumoase. Pe unii nu-i mai țin minte. Este normal. Este normal să fie o viață cu pasiune. Ați îmbinat extraordinar profesia dumneavoastră de cercetător cu pasiunea de dascăl universitar și ați reunit cele două componente într-un spațiu simbol, Muzeul de Artă Jean Mihail din Craiova. Domnule profesor, vă mulțumesc pentru această prezență televizuală. Aveam nevoie de prezența dumneavoastră pentru a dovedi că instituțiile culturale din Craiova, cum a fost muzeul și este și azi Muzeul de Artă, aceste instituții au fost în relație directă cu Universitatea din Craiova. Specialiștii au lucrat ca profesori, iar studenții au beneficiat de istoriile interioare, neștiute de alții, istoriile acestor lăcașuri de cultură. Oricum, toți studenții care au trecut pe la cursul de istoria artelor sau de istoria Bizanțului, cursul care s-au ținut aici, au rămas cu ele în memorie pentru toată viața. Este adevărat și noi nu vom uita aceste mărturisiri ale dumneavoastră. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim să reveniți în acest spațiu cu acea dorință de a mai împărtăși lumii un detaliu inedit de creație artistică din viața pictorilor din lume și mai ales din Oltenia. Vă mulțumesc!